Salut și am regăsit la un nou episod din City Skylines, sunt Gamer Q și acum vreau să vă anunț că am filmat deja un episod. Doar că ce am filmat un episod ăla nu s-au nu mi-a înregistrat și vocea, așa că decât pur și simplu un gameplay de 45 de minute. Oricum nu o să postez 45 de minute din el, dar o să anunț din momentul ăsta care filmez acum. O să încerc să fac un fel de edit cu voiceover este video-ul ăla. E că gen o să, pur și simplu, fiu un narator, o să povestesc ce am făcut în episodul ăla, să văd cum merge, cum o să fie în episodul ăsta, pentru că asta o să fie decât introducerea ce o spun eu acum. Și mai întâi o să vă pe scurt ce am mai făcut. Chestia e că să încerc să văd cum să fac un voiceover, văd cum o să iasă. Aici am făcut și blocuri, o să vedeți în episodul de azi ce s-a întâmplat, am și pistă de biciclete. Aici am schimbat, am făcut o camera, nu o să vedeți voi decât aici. Am dat problema cu gunoiul, am probleme cu banii în același timp, o să vă explicăm în episodul următor, dar în episodul de azi o să fac mai mult un voiceover peste ce am filmat deja și spor la vizionare. Ok, deci după cum puteți vedea am făcut pista de biciclete. Acum, în episodul de azi am extins bulevardul de la sensul la giratoriu. Acum vedeți că am avut o problemă cu pasarea pietonală și pur și simplu nu vrea că încapă lângă bulevard, așa că trebuie să dezactivez toate nodurile. Și am făcut un cartier de stil, în continuare am făcut un cartier de stil cul-de-sac, cele în stil american, de suburbie americană. Au probleme cu electricitatea, așa că am făcut niște eoliene, astea din apă, exact cum se cheamă, acvatice. Am împărțit zona în zone rezidențiale și zone comerciale. Cartierul vechi, în restul orașului, în cartierul vechi, am avut probleme cu salubritatea și ca să rezolvăm am mai construit momentan câteva gropi de gunoi până să atingem goalul de populație de 5500 ca să putem face incineratoare și să scăpăm de gropile de gunoi normale. Am mai decorat puțin și nou sens giratoriu din cartierul cel nou, de pe insulă, de fapt. Am făcut decorațiunile și designerele de la intersecții. Mi-am dat seama după ce deja l-am făcut că nu avea rost să pun mai multe benzi din cei care intră în sensul giratoriu, dinspre pod. N-ar fi arătat bine. Am făcut toate filtrul acela pentru mai după ieșire. Am construit o clinică medicală în cartierul cel nou.
Continuăm să extindem zona nouă, am făcut piste de biciclete. Am construit un cimitir în zona cea nouă și am atins o populație de 5.000 de locuitori. Așa că am putut să construiesc acum, să fac un incinerator pentru gunoi, ca să putem să arem tot gunoiul care deja l-aveam în gropile, să scăpăm de gropile de gunoi tradiționale. Și pe lângă asta, fiecare incinerator de gunoi produce 12 MW de energie electrică. Apoi am mai făcut zona cea nouă, unul dintre bulevarde, l-am prelungit. Am făcut pista de bicicletă pe lângă. Am început să-i extindem mai mult zona cea nouă. Este zona de birouri și zona cu blocuri. Zona de blocuri am ales stilul temă sovietică cu stilul de clădire brutalist pe limba voastră ca să înțelegeți comunist, ca să înțelegeți ce știți voi, dar de fapt nu e comunist, e francez, dar nu contează oricum chestia asta, nu ați venit să învățați aici. Trei multe tipuri de străzi. În cartierul cel nou am folosit o stradă care are lățimea uneia de două benzi, dar are patru benzi. Și ar fi divizat traficul mai mult pentru că zonele cu blocuri și orice fel de bloc, nu doar cele rezidențiale și cele comerciale sau cele clădirile de birouri, office building sau office zone, nu știu exact cum se chema, produc trafic foarte mare, aglomerează foarte mult străzile. Am avut probleme cu canalizarea și am făcut o stație de epurare. Ulterior, off-camera, am mai construit încă două incineratoare când am făcut un împrumut bancar, dar am avut probleme foarte mare cu banii după. Și o să sper să, până în episodul următor sau în timpul episodului următor, să rezolv problema asta, pentru că dacă nu, o să am probleme foarte mare cu, să mult pe minus cu banii, trebuie să dăm faliment. Dar să avem probleme să mai putem face investiții pentru cetățeni, gen parcuri, școli, servicii publice gen poliție, ambulanță și pompieri. Noi să mai putem face și alte chestii de genul ăsta, transport în comun, nici atât. Și cam atât. Cred că am făcut episodul de azi, cam s-a fost un rezumat de tot ce am făcut în episodul de azi, aplic asta ca un voiceover. Sper că v-a plăcut și tentativa asta de episod care l-am făcut astăzi, nu știu. Sper să mai schimb chestiile pe viitor, dar oricum. Pe data viitoare nu o să am aceeași problemă. Și de asemenea sper să vă placă episodul cu Minecraft care o să vină azi, pusă după videoclipul ăsta, pe la ora 3, știu că l-am programat să se posteze. Și sper să ne revedem data viitoare.
data viitoare în jocul ăsta chiar să nu mai trebuie să fac un voiceover, pentru că nu prea îmi place să fac voiceovere. Se pare ciudat, nu sunt pricep la voiceovere. Așa că pentru asta mi-ar trebui un scenariu și pentru... Nu mi se pare... Și mi se pare că aș pierde timpul să fac un scenariu pentru să fac un noi voiceover peste un gameplay cu City Skylines. Așa că ne revenim data viitoare într-un alt episod din City Skylines. Ne revedem mai târziu într-un episod cu Minecraft. O să fac un data pack, o să încep o serie cu Minecraft cu data pack-uri. Sper să vă placă. Mie cel puțin... Dar nu știu ce a fost episodul ăla cu Minecraft, o să vedeți și voi ce e. Deci, salut!